Erica, nu mai bucățele alea, hai mai repede că ne grăbim. Tată, hai și tu, nu vii odată la masă. Stai mama un pic că mă chinuie aici cu scaunul ăsta. Abia am ținut echilibru. Asta parcă era bine cu ars. Asta nu-și mai dai seama când se arde sau când e bun. Bine, dar hai odată, tot timpul faci așa când trebuie să plecăm undeva. Aoleu, dar oare cine sună la ușa? Nu va pe nimeni. Dar se ajur că a bătut cineva la ușă. Cine a bătut mama la ușă? Habar nu am. Puteam să jur că am auzit bătaie la ușă. Iar și-a bătut. Tot hai că mă duc eu să văd. Ciudat. Nu-i nimeni. Măi, Erica, dar cine tot bate tata la ușă? Nu știu, tata. Nu era nimeni la ușă. Aha, interesant. Nu vin la ușă. Stai că mă duc eu de data asta. Hai, hai și tu. O fi copii care se joacă la ușă, eu știu. Cine se tu? Nu văd pe nimeni. Tata, uite! Ce se văd, tati? Ce? Ia, tati! Ce-i asta? Ce părul mai fi și ăsta? Ce urât miroase! Ia! Ce-o fi la asta? Este păr de Hagiwagi. Păr de Hagiwagi, zici? De asta miroase așa de grozitor? Da. Încă unul. Încă unul. Oare în apărnit a fost Hagiwagi aici la noi? Ma, cine tot bate la ușă? Ai aflat? Mama, dacă știi ce-am găsit, uite. Parcă ar fi păr de Hagiwagi ăsta, ia uite! Ce-ai spus acolo? Ce-i aia Hagiwagi? Mama, Hagiwagi este versionul lui Cat-o-Cat și este un extraterestru. Hai, Codrin, iar începem cu din astea, cu Hagiwagi, Cartoon Cat. Parcă am zis că nu sunt astea. Da, sunt, pentru că el l-a bătut. Dacă Odine zice că e chiar Hagiwagi, cred că ar trebui să mergem în urmărirea lui, acum, repede, cât nu-l scăpăm, că e proaspăt, că a bătut la ușă. Voi ce părere aveți? Credeți că ar trebui să plecăm în urmărirea lui Hagiwagi? Hai, mama, lasă! Cu siguranță că ei sunt de acord să mergem în urmărirea lui Hagiwagi. Hai odată, încalță-te și să mergem! Hai, Odine, să plecăm înainte noi. Hai, Erica, să mergem și noi după ei. Mami, uite, dacă tu nu știi cum arată Hagiwagi. Așa! Ăsta e adevăratul Hagiwagi. Și uite, are două guri. Adică are o gură și înăuntru gurii astea mai are o gură. Și are mâinile alea galbene și corpul ăla albastru. Corpul albastru. Băieții au dreptate. Hai, Erica, după ei. Hai! Hai! Ia uite pe jos după urme. Tata, uite. Ia, tati. Înseamnă că am luat-o în direcția asta. Hai, hai să vedem. Stai, uite. Uite și aici unul. Deci asta e direcția, hai. De pe aici a venit. Ia. Sigur o trecut pe așa rata. Tata, normal că sunt sigur că doar toată blana aia sau păr ce-o mai fi el erau pe direcția asta, așa cum nici, nu? Probabil pe aici a venit. Da, dar uite. Ce-i aia? Blană. Serios? Ia uite. Hai să vedem ce fac băieții acolo. Oare pe aici a venit? Ah, uite încă una. Și-a prins aici părul. Mă, s-a dus acolo, oare? Pe acolo cred că s-a dus toate. Nu uite după Hagiwagi. L-a găsit? Cred că... ăla-i? Uite-l! Unde ia? Ce-ați văzut? Mama, ai venit tatăl și s-a dus în partea dreaptă. Hai să mergem repede, că s-a dus încolo. Hai repede, hai. Repede! Of, voi ați văzut-o și eu nu! Hai să căutăm!
Eu cred că trebuie să mergem cu mașina, pentru că se mișcă destul de repede. Hai, hai, hai! Păi hai repede la mașină! Hai, hai! Hai, 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 tu aici, Erica, hai, hai, mama, urcă și tu. Acum? Deci nu pot să cred că am reușit să o vedem pe Hagi Wagi. Sunt atât de entuziasmat, nu știu de ce, cu toate că multora dintre copii le este frică, nouă nu ne este frică și chiar vrem să o urmărim, să vedem cât mai de aproape, cum arată, Doamne, ce albastră era! Centura! Hai. Tată, cumva e aia? Uite acolo, în capătul străzii! Da, 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 hai, 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 repede după ea! Doamne, nu pot să cred! Mie nu mi-e frică de Hagi Wagi, dar vouă de frică sau nu? Da, chiar așa! Vouă este frică de Hagi Wagi? Da! Scrieți în comentarii! Dacă nu se frică, apasă butonul de like! Nu mi-am putut imagina că merge atât de repede! Vai, tată, i-am pierdut urma, uite! Cred că a intrat aici! Ia că opresc acum repede! Uite aici! Ia să vedem! Cred că am văzut-o. E acolo. Vezi ceva, Erica? Ha? Da, da. Zici acolo ceva albastru? Da. Ce tot vedeți voi acolo? Că eu nu văd nimic. Fii la mama încoace, fii la încoace. Uite, uite, încolo s-a dus. Un pic după, vezi? Hai! Hai, 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 după din asta, ușor! Tati, tarule Hagi Wagi, ia uite-te la el! Stai, Erica, stai să o văd mai bine! Deci nu pot să cred! Parcă am luat o raznă, uite-o cum face! N-am văzut-o niciodată făcând așa! Dar ce fel face? La cât de fioros, nici nu mă așteptam să facă jumbo și locuri din astea. Și ia uite-l cum stă în cap. Vai, nu pot să cred. Băi! Dar unde a fugit? Stai, tată, unde te duci? Venim și noi! S-a dus pe aici. Tată, stai un pic. Nu cumva ne întoarcem la mașină? Mama, pe acolo s-a dus. Nu știu. Probabil trecem pe la mașină, dar dacă se duce mai repede, ne urcăm iar în mașină și mergem după ea. Hai, nu mai sta! Că bine mai zici! Deja nu mai pot să alerg! Hagi Wagi asta e tare rapidă, tată! Mamă, dar ce viteză are! S-a dus încolo! Hai, hai, hai că mergem cu mașina! Hai, tată, n-ai pornit motorul încă! Dacă știam că trebuie să alergăm așa după Hagi-Wagi ăsta, jur că nu mai plecam nicăieri. Dar-s bucuros, că-s bucuros că l-am văzut. Uite-l, uite-l, să ducem acolo. Nu mi-am imaginat că și realitatea este așa de înfricoșător. Da, Erica, pare înfricoșătoare, dar după schemele alea pe care le-a făcut în parc, eu chiar nu cred că este și violentă. Tu ce părere ai, tată? Normal, mamă, sunt de aceeași părere cu tine. Că dacă ar fi fost violentă, îți dai seama că ar fi venit la noi și, aști, uite, așa ne-ar fi înșfăcat. Unde s-a dus oare? Tată, tată, s-a dus în parcare la magazin. Unde, tată? Aici zici, aici zici că a intrat? Da. Hai să mergem după ea atunci. În parcare. Ia. Ciudat. Ce să caute? Hagi Wagi. În parcarea asta mare, o fi venit să facă cumpărăturile, poate. Uite-o, uite-o, a intrat în magazin! A intrat în magazin, parchează repede! Hai, hai, Mutin, hai, hai!
Deci mi se pare atât de ciudat că Huggy Wuggy să vină aici. Eu mă duc pe rândul ăsta, voi duceți-vă pe celelalte. Deci nu pot să cred că am ajuns să-l urmărim pe Huggy Wuggy într-un magazin. Tatu, cine știe pe unde? Hai măi arătare, măi figuru, unde ești? Îți trebuie cerșaf, pernă, ce vrei? L-ai găsit? Nu, dar tu? Nu, mă uit, nu știu. Hai să mai mergem, hai să mai sunt rândul. Uite pe acolo, mă duc pe celălalt. Unde a fi oare? Știu, cred că s-a dus la jucărie. Exact cum m-am bănuit. Da, să-i spui lui tati. Tati, l-am văzut pe Huggy Wuggy. Unde l-ai văzut? Uite pe celălalt. Uite. Unde-i vezi, fată, că eu nu-l văd? Sigur? Da. Nu pot să cred. E foarte bucuros. Face aceleași schimbe, face aceleași schimbe. Îți spun eu de ce s-a întors la rudele lui. Ce rude? Uite cum face. Iar fuge, stai. Stai. Tata, uite, l-am văzut pe Huggy Wuggy, s-a dus încolo. Știu, mamă, știu că și noi tot după el venim acum. Ia uite, tată, sigur este al lui Huggy Wuggy și scrie ceva. Ia, mamă, dar ce e asta? De unde l-ai luat? L-am văzut din întâmplare, era lipit de scara asta. Și știi ce scrie? Zice, stop! Nu mă mai urmăriți! Eu doar aveam nevoie de un partener de joacă, dar m-am speriat când v-am văzut pe toți patru. Și am fugit. Deci nu pot să cred. L-am scăpat iar printre degete. Unde-l mai găsim noi acum în magazinul ăsta? Tată, zi-mi și că am putut să o vedem. Ai și tu dreptate, într-adevăr. Trebuie să ne bucurăm că am văzut-o. Că, nu știu, dintre voi există vreo persoană care să fi văzut pe Huggy Wuggy așa cum am văzut-o noi? Dacă da, scrieți-ne acolo în comentarii că suntem tare curioși. Uitați cum face Huggy Wuggy. Mama, cred că am văzut-o! Uite-o! Uite-o! A, valu, mamă, și la tine, de fapt, un lucrător de la magazin. Da, cu ce-am făcut și am ieșit din magazin și pe Huggy Wuggy nu l-am mai văzut. Dar ție ți-a plăcut? Până la urmă, pe Huggy Wuggy. Dacă da, apasă butonul de like pentru că vor urma și alte episoade. Măi, figuru, unde ești? Îți trebuie cerșaf, pernă, ce vrei?